Astăzi avem un subiect extrem de interesant pentru viitoarele mămici, pe care l-am intitulat Jurnal de sarcină cu uleiurile esențiale doTERRA. Și o să povestim un pic despre cum ne ajută uleiul esențial cu grad terapeutic pe perioada sarcinii. Sarcina ar trebui să fie o perioadă plină de entuziasm și de bucurie în viața unei femei și pe cât se poate de relaxantă. Copilul care crește în burtică depinde în totalitate de sănătatea mamei și a corpului ei. Este o perioadă în care e bine să acordăm atenție sporită pentru tot ceea ce folosim, atât ca alimentație, dar și produse de îngrijire personală, suplimente și chiar tratamente acolo unde situația o impune. Dar așa cum ne îngrijim de exteriorul nostru, cel puțin la fel, dacă nu chiar mai mult, ar trebui să fim atente la trăirile și gândurile noastre. E important cu ce hrănim trupul, dar e important și cu ce ne hrănim mintea și sufletul. Starea fătului depinde în totalitate de sănătatea și starea interioară a mamei și un start bun se poate da încă din primele momente de sarcină. Acum că ai aflat cu bucurie că aștepți un bebe, și poate deja ai în casă uleiuri esențiale, sau dacă nu le ai, știi despre ele și ți-ai dori să le ai, apare o întrebare. Pot folosi în timpul sarcinii uleiuri esențiale? Unul dintre primele simptome, dacă deja folosești uleiuri esențiale în casă, s-ar putea să fie că nu le mai suporți sau că ți se par că miros într-un anume fel. Hai să vedem împreună pe parcursul acestei prezentări răspunsul la întrebarea dacă pot fi folosite uleiurile esențiale în timpul sarcinii. De cele mai multe ori, frica personală și cea indusă de cunoscători, să știți că pot fi în detrimentul mămicii. Cel mai bine este să știi tu, ca viitoare mămică, ce te ajută în această perioadă, dar mai ales ce măsuri de precauție să respecti. După cum vedem, uleiurile esențiale sunt un mare dar pe care mama natură îl oferă viitoarelor mămici. Pot fi o soluție blândă, non-toxică, fără efecte adverse, care susțin mama și fătul în această călătorie magică. Doctorul Tom O'Brien spunea: suntem înconjurați de atât de multe toxine, încât un bebe se naște cu peste 180 de toxine în corp. Wow! În cartea sa, Uleiuri esențiale pentru sarcină, naștere și bebeluș, Stephanie Fritz, moașă de peste 20 de ani și cu o vastă experiență în folosirea uleiurilor esențiale, scrie: este posibil să fi întâlnit mai multe cărți care dezbat subiectul uleiurilor esențiale și dacă ele sunt sigure sau nu sunt sigure pentru a fi folosite în sarcină. Problema acestor studii este că nu sunt clare despre puritatea și cantitatea uleiurilor esențiale folosite. Și bineînțeles, nu pot imagina că vreo mamă ar fi fost de acord să participe la astfel de studii ca să folosească uleiurile esențiale, gândindu-se că acestea ar putea să-i provoace complicații în sarcină. E posibil să fi sfătuită că uleiurile esențiale sunt toxice și să nu le folosești. Așa poate fi. Sunt de acord. Mai ales dacă vorbim de toate acele uleiuri toxice. Dar acum noi ne bucurăm de puritatea uleiurilor cu grad terapeutic pe care le avem de la doTERRA, un standard care ne asigură că putem să le folosim cu încredere și pe perioada sarcinii. Și dacă ești curioasă să studiezi cât de toxice sunt medicamentele în sarcină, și evident, recomandarea ar fi să se evite pe cât posibil administrarea lor, sigur vei alege înțelept soluțiile care îți aduc echilibrul fizic și emoțional, fără a influența în mod negativ evoluția fătului. În sarcină, nu doar mămica este o prioritate, dar și bebelușul. Dar pentru ca bebelușul să fie bine și mama, e nevoie să fie bine. Așa că să facem o prioritate din îngrijirea mămicii.
Și pentru că ești o viitoare mămică responsabilă, vei citi și vei ține cont de măsurile de siguranță în utilizarea uleiurilor esențiale. Pe lângă cele uzuale, avem și unele specifice pe perioada sarcinii. Pentru că atunci există o sensibilitate sporită, astfel încât s-ar putea să folosim mai puține uleiuri, dar tot în mod eficient. Și câteva dintre recomandări ar fi să utilizăm doar uleiuri esențiale cu grad terapeutic certificat, sub îndrumarea unui aromaterapeut. Ca și metodă de utilizare, alege difuzarea și inhalarea. Ele sunt ca prima metodă ce te pot susține zilnic, atât fizic cât și emoțional. Dacă alegi aplicarea topică, folosește cantități mici, bine diluate, iar intern alege să utilizezi uleiuri esențiale doar dacă este nevoie. Evident, nu vom aplica uleiuri esențiale în nas, în ochi și în urechi. Aceasta este o regulă generală. Să vedem câteva din uleiurile nerecomandate în sarcină. Până în săptămâna 37 evităm clarisage și asomie, deoarece pot provoca contracții, dar ele vor fi un minunat suport în timpul travaliului. De asemenea, puțin recomandate sunt cele care conțin fenoli, uleiurile fierbinți și cele puternice, cele care pot da un efect anticoagulant sau, cum spuneam, clarisage și asomia, care pot da contracții. În acest caz, dacă este nevoie de uleiuri esențiale cu efect antibiotic, se pot folosi sub supraveghere și oregano și lemongrass și rozmarinul dacă nu există situații de hipertensiune. Pentru că le-am văzut pe cele care nu se pot sau nu ar fi recomandat de utilizat neapărat în sarcină, hai să vedem ce putem utiliza. Putem utiliza uleiuri esențiale din flori, cum sunt lavanda, neroli, geranium, ylang ylang, mușețel, helichrysum. Ele calmează și ne echilibrează hormonii. Citricele fac curățare blândă și revigorează. Aici aș aminti lemon, wild orange, lime, bergamotă. Apoi copacii ajută la regenerarea corpului și sunt stimulante atunci când avem o situație în care ne simțim blocate. Tămâia, copaiba, santalul sunt extraordinare. Condimentele ușoare sunt imunostimulatoare și ne activează momente de copleșire. Putem folosi blendurile Zen Gest, Ungard, Deep Blue, Aroma Touch, dar și cele emoționale care ne păstrează pe linia de plutire în această furtună hormonală. Dacă încă nu ești obișnuită cu uleiuri esențiale și nu știi să faci combinații și diluții, kitul Kids Collection, kitul de copii, este salvator. Hai să vedem cum putem utiliza zilnic uleiuri esențiale. Putem pune difuzorul cu uleiuri blânde liniștitoare. Pe tălpi putem aplica în fiecare dimineață Balance pentru echilibru emoțional, dar și un gard pentru imunitate. În apa pe care o bem putem folosi o picătură de ulei citric. Dacă este nevoie, tămâia și copaiba sublingual dimineața câte o picătură, iar pentru un somn odihnitor, seara aplicăm pe tălpi, pe coloană sau inhalăm lavandă, Serenity, două alegeri foarte, foarte bune. Pe lângă uleiuri esențiale, contează foarte mult și un stil de viață sănătos. Astfel că e recomandat să faci mișcare în această perioadă. Mișcare ușoară, yoga, aquagym sau plimbări în aer liber. De asemenea, fii foarte atent la alimentație, consumă fructe și legume, reduc consumul de zahăr, făină și alimente procesate care produc inflamații, hidratează-te corespunzător, evită cafeaua pentru că reduce absorpția calciului, magneziului,
zincului și fierului și, evident, păstrează starea de calm și liniște interioară. Te poți relaxa ascultând muzică bună. Pentru că e dificil să obții toate vitaminele și mineralele necesare dintr-o dietă normală, poți suplimenta cu suplimente de calitate biodisponibile. Complexul LV de la doTERRA, enzimele digestive TerraZyme și PB Assist. Dieta mamei este vitală pe parcursul sarcinii pentru hrănirea corespunzătoare a fătului în dezvoltare. Astfel că suplimentele LLV vin în completarea acestei diete și sunt asimilate mult, mult mai bine decât vitaminele sintetice. Asta înseamnă că organismul le folosește integral și nu le elimină așa cum face cu cele sintetice. În suplimentele LLV, substanțele nutritive sunt echilibrate perfect, astfel că organismul nostru să le recunoască și să le asimileze. Probioticele susțin sistemul imunitar, mai ales în timpul sarcinii. Acest lucru va ajuta corpul în absorpția eficientă a fierului, dar ajută și la îmbogățirea colostrului cu floră sănătoasă pentru stomacul bebelușului, floră care va produce vitamina K la naștere. Terasimele sunt enzime care ajută organismul să transformă alimentele în energie, precum și să absoarbă și să păstreze nutrienții de care are nevoie. Aceste suplimente ar trebui să fie indispensabile pe perioada sarcinii. Tot din suplimentele LLV vine și aportul de acid folic, cum știm noi, sau de folat, care este mult mai biodisponibil. Călătoria prin maternitate este un proces incredibil, dar poate fi copleșitor uneori și apar felul de provocări. Deși fiecare femeie este unică, am ales aici să povestim azi despre câteva dintre provocările comune des întâlnite pe perioada sarcinii. De la stări de greață, insomnii, dureri de cap, dureri de spate, până la infecții urinare, vergeturi, dar și cum ne păstrăm calmul. Dacă te confrunți cu stări de greață și suporți uleiurile esențiale, poți aplica o picătură de cardamom diluat în spatele urechii și pe ceafă. De altfel, se poate face și un rolon, să-l ai mereu la îndemână, ori cu lavandă, ghimbir și santal, sau mentă, cardamom, lavandă, nu sunt rețete stricte, te ajuți de ceea ce ai la momentul respectiv. Se aplică pe ceafă, în spatele urechii, pe abdomen și poți inhala din palme. Dacă nu suporți mirosul uleiului esențiale, le poți aplica pe tălpi. În caz de indigestie, putem aplica diluat, zengest și ghimbir pe abdomen. Utilizăm un difuzor sau aplicăm în palme și inhalăm. Dacă te confrunți cu stări de oboseală, difuzează sau inhalează din palme sau din sticluțe uleiuri esențiale de citrice sau cele mentolate. Dacă vrei să ai un somn odihnitor, pune seara difuzorul cu lavandă, cu serenity, cu balance, cu mușețel roman sau pregătește-ți un rolon cu balance, serenity și vetiver pe care îl aplici înainte de somn pe tălp, coloană, ceafă și inhalăm din palme. Dacă ai sticul serenity, este ușor de folosit și mult mai la îndemână. Pot apărea pe perioada sarcinii stări de constipație. Aici ne ajută foarte mult enzimele digestive TerraZyme, dar putem pune în difuzor uleiuri de citrice, spermint, mentă și putem inhala și din palme. Dacă e nevoie, putem masa și burtica în sensul al celor de ceasornic cu un wild orange sau cu un zengest bine diluat.
Pentru edeme, putem prepara într-o sticlă de 50 de mililitri cu pipetă un amestec de uleiuri care ne ajută la eliminarea apei. Cypress, aroma touch, ghimbir, lemon, lavandă. Le putem completa cu ulei de cocos și aplicăm pe zona cu edeme. Dacă te confrunți cu dureri de cap, un rolon poate fi salvator. Tămâia, lavanda ca să calmeze, marjoram și mentă pentru a efectul lor antiinflamator. Completăm cu ulei de cocos și aplicăm pe ceafă, tâmple și în spatele urechilor cât de des se poate. Dacă avem dureri de spate, mai către trimestrul 3, putem folosi gama Deep Blue, gata preparată sub formă de cremă și stick, sau ne facem un rolon cu lavandă, marjoram, portocală și ghimbir, cel mai bine completat cu ulei de arnică în loc de ulei de cocos și aplicăm pe zona dureroasă. Deloc plăcute, infecțiile urinare pot apărea și în sarcină, caz în care de obicei se recomandă terapie cu antibiotic, dar cum uleiurile esențiale sunt foarte versatile și au și acest efect, de data aceasta putem aplica pe tălpi și abdomen un rolon cu copaima, tămâie, ungard și o picătură de thyme. Dacă este nevoie, putem pune și pe protej slip o picătură de lavandă alternat cu o picătură de titri. Pentru vergeturi, amestecul salubel este ideal, foarte bine diluat, pentru că el vine ca și amestec de uleiuri pure, deși în sticluță cu rolon. Sau poți să-ți prepari propriul amestec din lavandă, tămâie, marjoram, portocală și ghimbir, ori cu un ulei purtător, ulei de jojoba, de exemplu, sau într-o cremă pe care o aplicăm pe abdomen. Și dacă am epuizat cumva provocările de pe partea fizică, hai să vedem ce facem cu starea emoțională. Atât sarcina cât și nașterea aduc la pachet un amalgam de stări noi și de emoții necunoscute, toate acestea peste furtuna hormonală și schimbările hormonale. E foarte important să ne susținem această parte emoțională cât putem de bine pentru a evita orice posibile conflicte emoționale ulterioare. Nu uitați încă din burtică, fătul preia toate stările mamei. Astfel că o rutină cu uleiuri esențiale emoționale sau calmante poate contribui semnificativ la echilibrul emoțional al mamei. Putem pune difuzorul zilnic cu portocală, cu bergamotă, cu uleiuri din gama emoțională, Balance, Serenity, Peace, Forgive, ce simțim noi că avem nevoie. Putem aplica pe tălpi și inhala din palme mușețea roman, bergamotă, tămâie, lavandă, toată gama de uleiuri emoționale. Și dacă suntem la partea emoțională, am să vă citesc ce spune dr. Gabor Mate, ce înseamnă viața în uter și cum este afectat copilul de toate emoțiile mamei pe parcursul celor 9 luni din burtică. Studiile actuale arată că bebelușii sunt afectați de stările emoționale ale mamei, deoarece stresul nu este doar un eveniment la nivel psihic, ci este și unul la nivel fizic. Așadar, atunci când ești stresat, corpul tău eliberează hormoni, adrenalină și cortizol. Oricine este adult știe ce înseamnă să ai multă adrenalină. Asta înseamnă multă agitație, multă nervozitate. Așadar, imaginați-vă copilul în uter care prin placentă primește adrenalina și cortizolul și astfel experimentează nivele foarte mari de stres, cu un impact major asupra dezvoltării sale.
Dacă vorbim de partea de stres cronic, asta înseamnă că este o stare permanentă de stres. Spre exemplu, dacă femeia trăiește în sărăcie sau într-o relație defectuoasă, ori este abuzată sau în preajma ei este un război, toate acestea vor genera stres cronic care vor afecta negativ copilul. Și acum știm că o femeie care a trăit în stres pe perioada sarcinii a avut copii cu risc ridicat de apariție a dificultăților de învățare, a problemelor comportamentale, mentale, dependențe sau chiar afecțiuni fizice. Și am ajuns la cel mai binecuvântat și mult așteptat moment, momentul nașterii. Haideți să vedem cum susținem nașterea cu ajutorul uleiurilor esențiale doTERRA. Este un moment incredibil. Emoțiile primirii noului bebeluș sunt la cote maxime, așa că putem pune difuzorul cu Balance și Wild Orange. Sau dacă simțim nevoia de mai multă energie, putem completa cu Menta și Motivate. Dacă am povestit de cele două uleiuri care nu se folosesc în timpul sarcinii, Clary Sage-ul și Asomia, sunt foarte binevenite în momentul nașterii pentru stimularea travaliului. Mai putem aplica pe abdomenul inferior o picătură de mir, acolo unde ar trebui să fie capul bebelușului, dacă el este întors. Iar pe zona perineului putem aplica diluat bine, Helichrysum și tămâie pentru elasticitate. Clary Sage și Asomia vor ajuta contracțiile uterului aplicate pe abdomen și vor scădea din intensitatea durerii. Așadar, cu uleiurile esențiale doTERRA putem să ne susținem întreaga perioada sarcinii și chiar nașterea. Și de asemenea le putem folosi, vom povesti într-un episod viitor, chiar și de la naștere, în primul an de viață și mai apoi pentru sănătatea copiilor noștri. Bun venit, bebe! Da? Dacă ajungem la momentul nașterii, dar până atunci, sarcina cât mai ușoară, sănătate și alegeri înțelepte în ceea ce folosiți pentru sănătatea voastră pe perioada sarcinii și nu uitați să-l primiți pe bebe cu multă, multă iubire și cu multă, multă recunoștință. Să fie într-un ceas bun!